se judecă cu CSM și fostul magistrat al Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioală. Unul dintre motivele de contestare în judecata a deciziei CSM a fost faptul că a lipsit de la ședința Consiliului, la care a fost dat acordul să fie cercetat penal pentru îmbogățire ilicită și spălare de bani. Magistratul Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioală, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, după ce ar fi tăinuit mai multe bunuri. Astăzi, procurorii anticorupției și CNA au descins la biroul și domiciliul acestuia. Sternioală este acuzat că deține bunuri de aproape 14 milioane de lei, printre care și o casă de lux în Chișinău, înregistrată inițial pe numele părinților săi pensionari. Anume, în acest imobil au descins cu percheziții procurorii. La aproape 5 ani distanță, procuratura încă nu a trimis dosarul lui Sternioală în instanța de judecată. Încă un magistrat este cercetat pentru îmbogățire ilicită. Fostul președinte al Curții de Apel Bălți a fost reținut în această dimineață de procurorii anticorupție și mascații de la SIS, după ce oamenii legii au desfășurat un șir de percheziții. A fost verificat biroul, mașina, dar și locuința magistratului. Alexandru Gheorgheș a fost învinuit că deține mai multe mașini și o casă de milioane în municipiul Bălți, pe care le-a înscris pe persoane terțe. Astfel, judecătorul ar fi tăinuit bunurile, deși au trecut 2 ani și jumătate de la perchezițiile efectuate în casa lui Gheorgheș, dosarul se află încă la faza de urmărire penală. La solicitarea Cutiei Negre Plus, Procuratura Anticorupție a informat că atât în cazul lui Gheorgheș, cât și în cazul lui Sternioală, procesele se tărăgânează pentru că procurorii așteaptă rezultatele unor investigații financiare paralele. Pe de altă parte, experta anticorupție Cristina Ciubotaru consideră că o parte dintre dosarele inițiate pe numele judecătorilor pentru îmbogățire ilicită au reprezentat de fapt o răfuială a CSM-ului cu intenția de a-i scoate din sistem pe magistrații incomozi. Anul 2019 a fost un an foarte prolific din perspectiva pornirii dosarelor penale pe îmbogățire ilicită în privința judecătorilor, mai ales în privința judecătorilor. Ceea ce au avut în comun toate aceste dosare au fost faptul că erau judecători aflați în conflict cu Consiliul Superior al Magistraturii. Din cauza organizării în anul 2019, tot în anul 2019, a adunării generale extraordinare, la care urma să pun în discuție revocarea membrilor CSM din partea judecătorilor. Această adunare până la urmă a ieșuat, dar ranchiuna a rămas, pare că, și dacă ne uităm chiar ordinea în care au fost pornite aceste dosare penale, e vorba de Alexandru Gheorgheș, care a fost președintele ales adunării generale extraordinare. A fost mai apoi magistrata Olesia Turcanu, care a fost secretarul adunării generale extraordinare. Apoi a fost și Tatiana Vasiloae, care a fost secretarul Comisiei de Marare a Voturilor la adunarea generală extraordinară. De asta eu cred că ceea ce unește aceste dosare nu este neapărat caracterul ilicit a averii acestor magistrați, ci problemele pe care le aveau ei cu CSM-ul care a rămas, care a supraviețuit după acea adunare generală extraordinară din anul 2019. Și de asta eu cred că s-ar crea impresia că a existat și o înțelegere cu procurorii sau o invitație la a verifica anumiți judecători incomozi CSM-ului cu promisiunea că ei vor coopera ca să ridice, să-i ajute la ridicarea imunității lor pentru desfășurarea acțiunilor de urmărire penală. De asta eu cred că neexistând substrat sau fond al acestor acuzații, cred că numai din cauza asta dosarele bat pasul pe loc de foarte mulți ani,
nu pentru că îi protejează sistemul, dar pentru că atunci când motivația nu este una veritabilă, asta e soarta dosarelor de fiecare dată. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.